Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod de Mod Showcase. Mă mănâncă ochiul și puțin geana, așa că stați puțin, înțelegeți voi chestii de astea. Deci, bine v-am regăsit la un nou episod de Mod Showcase. N-am mai făcut de... Bă, trebuia să mă uit înainte de video de când n-am mai făcut. Dar eu zic că n-am mai făcut de când a început vacanța de iarnă. N-am mai făcut noi un episod pentru abonații noi care au venit pe canal, pentru că au fost foarte multă lume de atunci până acum. Asta e seria în care eu prezint diferite moduri. Deci, persoanele care se joacă cu mod pack-uri și chestii de astea. Bine, acum nu știu dacă poți să instalezi în mod pack ce mod vrei tu, dar ca și idee, dacă vă jucați cu moduri, e bine să urmăriți seria asta pentru că e posibil să vedeți ceva, să găsiți vreun mod care vă place. Deci, înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați, să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episoade în continuare. Haide să strângem peste 2000 de like-uri la acest episod, cer un număr mai măricel de like-uri pentru că n-am mai postat de mult și vreau și eu să văd dacă vă place și dacă merită să continuăm seria în continuare, că dacă nu, facem altceva. Ce vreau să zic? Deci da, asta e seria în care eu prezint moduri, găsiți în descriere link către playlist unde găsiți acolo ce n-am făcut, unde găsiți acolo... toate episoadele, avem peste 100 de episoade de Mod Showcase. Modul de astăzi se numește Lootable Body, ca să-i spunem noi așa. Și vreau să mai zic ceva înainte să începem. Da, n-am mai filmat din seria aceasta, n-am mai filmat Mod Showcase pentru că este destul de greu, destul de complicat să filmez. Mi-a fost așa într-un fel lene să zic. Pentru că e nevoie să te documentezi ceva mai mult despre mod. Bine, nu la toate modurile, unele sunt chiar simple cum e asta de astăzi, dar la altele e nevoie de ceva mai mult efort. Și am zis, bă, dacă tot sunt în vacanță, hai să mă relaxez puțin, dar sunt gata să încep din nou această serie care apare luni, miercuri și vineri la ora 7 dimineața, deci începem în forță de dimineață. Bun, cred că am pălăvrăgit cam mult. Deci, modul ăsta se numește Lootable Body sau Lootable ceva, că am și uitat numele modului. Avem aici Mod Options, nu mi-apare. Bun. Deci, vă dați seama cât e interesant că am uitat și numele modului. Lootable Body. Deci, ce face modul acesta mai exact? Fac pariu că toți v-ați sătura, frate. Te duci și tu la mama naibii, deci ai o casă și te duci la mama naibii. Și, mori. Mori foarte departe cu iteme și poate avea iteme prețioase, domne, aveai târnocopul tău de diamond care ai muncit foarte mult să faci rost, da? Ei bine, știi foarte bine, m-am repetat aici cu bine, că atunci când mori, rămân itemele pe jos și nu știu cât timp durează până dispar, 5 minute, 7 minute, în fine. Acum cu modul acesta se scoate jmecheria, adică itemele rămân permanent. Deci nu mai ai nevoie să te panichezi și îți rămâne și corpul mort. Haideți să vă arăt. Deci eu o să dau acum un slash kill. Bada bing bada boom. Și putem observa aici corpul. Asta este Irafael. Putem da click dreapta. S-o aude și un sunet, asta nu știam. Nu știu dacă l-auziți. Ca și cum ai căuta. E bine, ăsta sunt eu mort. Pot să-l las aici 30 miliarde de ani. Tot aici rămâne, tot cu itemele. Oh my god, am murit, nu știu ce, mă întorc. Aici e, gata. Click dreapta, ai inventarul. Da, îți iei itemele la loc. Doamne, itemele mele prețioase. Nu-mi vine să cred cât am muncit pentru ele. Ce bine. Bun, am luat itemele, da? Și a rămas corp. Ce fac eu cu corpul meu acum? Asta e întrebarea. Păi, în primul rând, corpul acesta poate fi mutat. Poți să-l duci acasă, să-l plimbi așa. Ce mai poți să faci cu corpul ăsta? Ca să dispară, în primul rând, haideți să dau sunetul mai încet. Putem vedea că îi poți da pum. Dacă vrei, îl pleznești până mâine. Ca să-l poți muta și mai repede așa. Nu se întâmplă nimic cu el. Bun. Băi, e ca în șmecher ăsta. Hai să luăm un sword. Diamond chiar. Îl bat. Nimic. Băi, ești nebun la cap. Am uitat să-mi iau damage indicator. Pentru că suntem pe 1.8. Ok. Și am schimbat și eu aici shovel. Ia uite-mă că arată. Înainte scriam... Dacă scriam shovel nu mi-arăta. Dacă scriam spade.
Spade. Bun. Deci ai nevoie de o lopată ca să poți să distrugi corpul. 1, 2 și numărul al 3. Numărul 3 e numărul magic. Bada bing, bada bum, a dispărut. Bun. Deci, ați văzut ideea. Hai să ne mai luăm itemele la loc. Cred că le-am și pe cealaltă în inventar. Iar ne dăm kill. Ok, doamne, alt corp. Hai să-mi iau itemele la loc. Opa. Bun. Sau deci un sunet așa mai special. Din dreapta, da, vedem asta. Poți să-l muți, da, poți să faci o groapă cu corpul. Să faci așa o gaură. Da. Și-l bagi aici, am mormânt. Dai-mă acolo. Opa. Oh, ceva interesant. Se pare că nu pot să pun blocul, deci dau click dreapta aici și nu mă lasă. Nu pot, deci, să înțeleg că corpul ocupă un 2 pe 2, da, și în înălțime. Așa că o să facem, dar stai. Că aici e, mapa asta e făcută pe flat, ce știți voi, da? Și băgăm corpul aici. Îi facem un mormânt. Da? Luăm un semn. RIP. R-I-P. RIP. Da? Asta e mormântul meu. Da? Așa. Și ce mai poți să faci? Poți să-ți dai kill de câte ori are cioaca ta chef. Hai să ne dăm spawn point. Și să dau așa kill într-una. Și vedeți că ne adunăm aici toată familia. Toate ciubăcile, toată rasa de ciubăci. Vedeți, nu știu ce moare corpul acolo, vedeți în față ceva cu roșu, dar nu contează. Și acum, toată lumea, unde era mă gaura aia? Stai, eu nu era aici. Unde era mă? Acolo. Și îi băgăm pe toți în groapă, pe toți. Așa, și în cap toți în groapă. Cred că ar fi trebuit eu să fac o groapă mai mare. Stai să se iau o sabie, că aia... Sau aș putea să mă scot după game mod. De pe game mod, nu după. Ok, și băgăm pe toți în groapă. Deci, cam asta e ideea, ca să mă înțelegeți voi pe mine. Eu uite-l pe ăla, să-i peste groapă. De când poți să spargi cu sabia? Serios? N-ai mă cum, ce naiba? Știu, eu știam că nu poți să dai cu sabia să spargi blocuri. Știu că era un feature nou, în fine. I-am băgat pe toți în groapă, ăsta e cimitirul, oameni buni și oameni răi. Ne dăm la loc game mode 1. Da? Fac așa, ia uitați-i. Da, deci familia de băci moarte. Și acum, ca să facem treaba. R.I.P. Dar nu merge, trebuie să pun așa. Lava. Și toate băcile sunt acoperite. Sunt moarte, la dreptul. Gata, nu se mai știe ce e aici. Dar, de fapt, este un mormânt. Super, nu-i așa? Bun. Și acum o să lăsăm aia așa. Și, mai poți face o singură chestie cu corpul. Gen dacă îți dai kill. Da, deci apare corpul. Și iei un creeper. Și noi trebuie să ne asigurăm de game rule. Mob grief. Nu. Game rule, nu mod. Mob griefing false. Da? Și ne dăm noi și pe normal, game mode 0, punem un creeper. Și sare corpul, știi? Deci e interesant că a adăugat și niște fizici, așa, physics, să-i zic, fizici, auzi ce traducere, physics, da, la caracter, adică e mobil, să-i spunem pe română, e un telefon mobil. De exemplu, dacă explodează, sare în copac și în alte chestii. Da, cam atât cu modul acesta, este un mod ceva mai simplu, ceva mai scurt, dar eu zic că poate fi util. De ce să nu îl încercați, așa ca și idee, pentru că vă poate aduce numai avantaje, dezavantaje nu prea văd. Dar puteți să-mi lăsați în comentarii ce moduri ați vrea voi să mai prezint eu. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă încă vă place seria și veți episoade în continuare. Vreau să lăsați și un like, să vedem dacă putem să strângem și noi peste 2000 de like-uri. Cam atât cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.